Și dumneavoastră și eu am umblat foarte mult în această lume, însă niciun indicator pe care l-am întâlnit n-avea scris pe el paradis. Pentru că în această lume, indicatoarele fizice nu indică direcția spre cer, ci indică doar direcția spre locașul pământești. Voi citi două versete ca să vedeți indicatorul spre paradis despre care s-a cântat. Matei, capitolul 7, versetul 13 și versetul 14, pagina din Biblie 930. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi, să spunem cu toții, slăviți să fie Domnul. Va ajuta foarte mult dacă și copiii vor fi cuminți sau vor fi duși la mama și copilul, ca să ne putem bucura în liniște de o atmosferă cerească. Iubiții mei, am primit un mesaj de la Domnul această săptămână pe care l-am adus la noi la biserică azi dimineață și pe care îl voi aduce și la voi în această seară. Și mesajul se intitulează Promisiuni pe care Iisus nu ni le-a făcut niciodată. Domnul Iisus Hristos în Scriptură ne-a făcut foarte multe promisiuni. Ne-a spus printre altele că este cu noi. Și pentru asta spunem lăudat să fie numele Lui. Acum e adevărat că secretul e să fim și noi cu El, știți? Că foarte mulți vor să-L ducă pe Iisus după ei. Însă Iisus vrea altceva, să ne ducă pe noi după El. Ceea ce e o diferență colosală. O altă promisiune pe care Domnul ne-a făcut-o este și a fost și este și astăzi este că nu ne va lăsa orfani. Și ne-a trimis pe Duhul Lui Cel Sfânt. Și mulțumim Domnului pentru că ne-a botezat cu Duhul Sfânt. O altă promisiune pe care Domnul ne-a făcut-o a zis, iată că eu merg să vă pregătesc un loc. Imaginați-vă că cu 1000 de euro o firmă din România îți face 3 zile o sală de nunți Neckerman, cum se spune, la cheie. Gândiți-vă cum arată sala de nunți din cer pe care Domnul Iisus lucrează de 2000 de ani. Vreau să ajung acolo și mă gândesc că și tu vrei să ajungi acolo. Însă vreau să vă spun că nimeni nu ne-a dat voie mie și la Strugariu când am plecat în 2019 în America doar pentru că am vrut să merem în America. Nu l-a interesat pe ăla de la vamă că am vrut sau că n-am vrut, că suntem blonzi sau șateni, că avem relații la guvern sau că n-avem. Un singur lucru ne-a cerut, viza. Sunteți în seara asta în locul unde se mai dau vize pentru cer. Ambasada de la București dă vize pentru America. Biserica dă vize pentru cer. De aceea, la interviu care va fi cu inima ta, cu sufletul tău, să fii foarte sincer. Dacă te-a prins americanul la ambasada că ai mințit, poți să ai pe Iohannis, tată. Nu treci în America. Iubiții mei, nimeni nu va putea intra în cer decât dacă e sincer. Dacă dorești adevărul, pentru că spune Biblia, adevărul ne face slobozi. Aș putea să vă mai spun poate zeci de promisiuni pe care Domnul Iisus ni le-a făcut. Însă vreau să mă opresc la trei promisiuni pe care Dumnezeu nu ni le-a făcut. Pe care Iisus Hristos nu ni le-a spus niciodată. Și totuși de multe ori sperăm că ne le-ar fi spus și ne agățăm de ele ca și cum ar exista. Și prima promisiune, iubiții mei, pe care Domnul Iisus nu ne-a făcut-o și nu o să ne facă niciodată. Iisus Hristos nu ne-a promis niciodată că vom fi mulți. Iisus Hristos nu ne-a promis niciodată că vom fi mulți. Și o să spune, frate Chris, dar uite ce mulți suntem în seara asta aici. Iubiții mei, o trecut vremea când să fiu impresionat de mulțime. O trecut vremea asta. A fost o vreme în viața mea când am fost impresionat de mulțime, de like-uri și de vizualizări. De mulți prieteni pe Facebook, pe Insta sau pe TikTok. O trecut vremea aia. Am văzut în spital cât sunt lângă tine. Am văzut în suferință ce plinesc bisericile. Am văzut la rugăciune și la post cât sunt. Vreau să vă spun că suntem mulți în seara asta, dar comparativ cu populația Timișului, nu cred că suntem nici 0,1%. Pentru că cei care merg spre cer nu sunt mulți. Biblia spune în textul pe care vi l-am citit, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta care duce spre cer, îngustă este calea care duce la viață și cât sunt? Puțini sunt cei ce o află. Iubiții mei, să știți că întotdeauna Iisus Hristos în Biblie n-a fost impresionat de mulțime. Întotdeauna Iisus Hristos în Biblie a făcut lucrări mari cu oameni puțini. Și printre cei puțini a fost la un moment dat un copil cu 5 pâini și 2 pești. Erau 5.000 de bărbați care așteptau să mănânce și un copil care nu mâncase.
și care avea un pachet. Și când unul din ucenici a cerut pachetul, copilul a luat pachetul și l-a dat Domnului Iisus. Și Iisus Hristos a luat și a înmulțit acele 5 pâini și 2 pești și au ajuns la 5.000 de bărbați pe lângă femei și copii. Mă gândesc la văduva de la templu. Au venit bogații cu bani mulți, s-au pus acolo, s-au uitat în sală să-i vadă toți, s-au auzit blițuri din sală, vorbesc în termen de ziua de azi. Singurul care nu a fost impresionat de miile de euro care s-au pus la colectă a fost Iisus. La final a venit o văduvă. Avea 2 bănuți acasă, i-a luat pe amândoi și nici măcar nu i-a ridicat în sus să facă gălăgie cum făceau bogații. I-a împins așa la gura ligianului să alunece înăuntru. Și s-a auzit un singur bliț din sală. Era ochiul lui Dumnezeu care vedea tot. Și a zis, văduva asta a dat mai mult ca toți. Pentru că ea a dat din puținul ei. Vreau să vă spun astăzi, iubiții mei, și să vă rog, să vă puneți întrebări când sunteți de partea celor mulți. Să vă puneți întrebări când sunteți printre cei 90 și ceva la sută din cei care s-au declarat creștini la recensământ. Iubiții mei, avem o Românie unde nu mai sunt locuri în închisori. Știți de ce? Că mai sunt locuri în biserici. Avem o Românie unde la fiecare 5 minute are loc un avort, o crimă. Dar când a venit ăla de la primărie și a zis, Doamne, ce sunteți? Ateu? O zis ateu, nu zice, îs creștin. Cum să zic că-s ateu, zice? Îs ateu, e o pântrăire, da? Așa, nu sună fain să scrie ateu, nu? Că maica mi-a fost, zice, la biserică, taica mi-a fost cantor, zice, bunicul mi-a fost pastor, străbunicul meu proroc, nu de bine zice că-s ateu, zice. Chiar dacă eu trăiesc ateu în fiecare zi, scrie acolo că-s creștin. Iubiții mei, ori recensământul minte, ori Biblia minte. Dacă 99% din România e creștină, înseamnă că Biblia mea minte. Dacă Biblia mea spune adevărul, înseamnă că mulți din cei care au spus creștini, că sunt creștini, nu sunt creștini. Te rog tare mult astăzi să n-asculți de Cristi Boariu, nici de frate Strugariu, să asculți de ceea ce spune Biblia. Ești printre cei mulți cumva? Atunci s-ar putea să mergi pe o cale greșită. Iubiții mei, Biblia spune că suntem puțini. Ești printre cei puțini? Te rog astăzi în numele Domnului, fă-ți timp să te retragi din când în când din mulțime. Fă-ți timp să stai deoparte, să te rogi, să ieși din obișnuință, să ieși din cei care merg așa la vale spre iad și să spui, vreau să ies un pic afară. Vreau să închid într-o zi ușa la cameră și să mă duc, să mă plec pe genunchi și să mă rog. Habacuc 2:1, spune Habacuc, m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Habacuc nu a zis, mă duc la biserică să văd dacă alții stau pe telefon sau dacă nu vin la biserică. Habacuc nu a zis, mă duc pe turn, zice, ca să văd dacă alții dorm sau nu. Să-i păresc la comitet, să-i păresc în altă parte, nu. O zis Habacuc, am un singur scop în viața asta. Să ies din iureșul acesta al mulțimii, să mă opresc din când în când și să stau de vorbă cu Dumnezeul meu. Să fiu singur cu El. Când a fost ultima dată când ai fost singur cu Dumnezeu? Când a fost ultima dată când ai fost lângă cei puțini? Iubiții mei, faceți-vă timp să ieșiți din mulțime, să citiți o carte, să închideți telefonul, să mai puneți pe mut tot ce e în casă și care face gălăgie și să dai drumul la Dumnezeu, care vrea să-ți vorbească de multă vreme. Slăviți să fie numele Lui. O să zici, frate Cristi, eu singurul pocăit din clasă. Slăviți să fie Domnul dacă ești singurul pocăit. Înseamnă că ești bine. Eu singurul pocăit pe stradă, sau poate vor zice unii prieteni, mă, eu m-aș pocăi, dar dacă mă pocăiesc, eu o să fiu singurul pocăit în bloc. Din cartierul Primăverii o să fiu singurul pocăit. Înseamnă că ești pe cale bună, dacă o să fii singurul. Înseamnă că ceea ce a spus Domnul Iisus se aplică perfect în dreptul tău. Domnul pastor, dacă mă pocăiesc, zice, de întâlnia mea, eu o să fiu singurul pocăit. Slăviți să fie Domnul, zice. Putem spune cu toții, slăviți să fie Domnul. Înseamnă că e bine. E bine. Când ești pântre aia 29 care înjură să spui întrebare. Când ești pântre aia 1000 și ceva care fac avorturi zilnice să spui întrebare. Când ești pântre aia care divorțează și stai la coadă să fie rezolvat procesul, să spui întrebare. Când ești pântre aia 3-4 care vine rugăciune la biserică marța sau când aveți voi aici, să nu spui întrebare. Ești pe calea bună. Pentru mine aia e biserica adevărată. Marța, când nu-s musafiri, atunci aveți cât să-ți cu adevărat pe calea bună. Unii o să vă supărați, dar dacă veniți mari la rugăciune, înseamnă că v-a supărat cum trebuie, slăviți să fie Domnul. Într-o zi Iacov a plecat de la părinți, a plecat de la frate său cu care s-a certat foarte tare și a bucat calea pustiei.
S-a terminat cu mâncarea bună de la mama, s-a terminat cu vânatul fratelui, s-a terminat cu binecuvântarea tatălui. O rămas singur. O luat o piatră, nu era perină din aia din Italia cu 350 de euro. O pus capul pe perină și-o crezut că va avea un coșmar. Acolo în pustiu, în singurătate, Dumnezeu îi dă un vis extraordinar. Și Biblia spune în Geneza 28 cu 12, a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Am simțit în seara aceasta aici că e o scară. Am simțit aici că îngerul Dumnezeu urcă și coboară. Pentru că au dedus mesaj în sus și răspunsuri înapoi jos. Dar scara asta cu îngeri nu ne-ar ajuta la nimic. Biblia spune că la capătul scării, versetul 13, Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeului tatălui tău, Avram și Dumnezeului Isaac. Adică îi spune Dumnezeu, Iacove, ai avut un tată și un bunic care umbla cu mine. Ai avut un tată și un bunic care pe lângă filistenii care nu mă suportau, pe lângă alte popoare care mă ignorau. Ei oriunde au mers, au umblat cu mine. Auziți ce a spus Domnul aici? Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Iubiții mei, în locul acela Dumnezeu îi promite lui Iacov niște lucruri extraordinare. Dar și Iacov face niște promisiuni deosebite. Dar vă rog să observați ordinea din acest verset care vreau să rămână afișat. Geneza 28 cu 13. O zis Dumnezeu așa, eu sunt. Și apoi o zis, eu îți voi da. Știți ce vor românii? Un Dumnezeu care nu mă dă. Un Dumnezeu care nu mă dă. Iubiții mei, eu vreau un Dumnezeu care să fie pentru mine și Dumnezeul meu. O zis Iacob, bunicul mi-a fost pocăit, tata a fost pocăit, o zis Dumnezeu nu mă interesează, vreau să fiu și Dumnezeul tău. Să pleci de aici, să pleci din locul acesta, iubiții mei. Așa a plecat Iacov. L-a mișcat mult visul ăsta. 20 de ani l-o ținut conectat la cer pe Iacov. O plecat de acolo Iacov cu promisiunile lui Dumnezeu și cu promisiunile pe care eu le-a făcut lui Dumnezeu. Și după 20 de ani Iacov se întoarce și Dumnezeu iese din nou înainte și spune Iacov, mai ții minte visul acela? Mai ții minte când era în spital și a spus, Doamne, dacă mă scoți de aici, mă pocăiesc! Câți ne-a spus asta până acum? Doamne, dacă îmi salvez pruncul, eu mă botez anul ăsta. Și-o trecut 10 ani și n-ai făcut botezul încă. Asta spune Domnul să vă spun. Și vine Dumnezeu în fața lui și spune, Iacove, mai ții minte ce promisiuni frumoase ai făcut? Mai ții minte că ai trecut pe la o seară de evangelizare, cântau strugării eu tare frumos. A fost fain. Și ai zis, mă, așa mă uns, zice, așa mă uns, mă pocăiesc. Și au trecut 20 de ani și nu te-ai pocăit încă. O zis Domnul, Iacove, știi ce vreau de la tine? Vreau să nu mai treci pe la Betel, vreau să locuiești la Betel. Vreau să nu mai treci pe la biserică. Vreau să fie biserică în casa ta. Doamne, ajută-ne pe toți la asta. Iubiții mei, Iisus nu a coborât principiile Scripturii doar ca să aibă o biserică mai mare sau o mulțime mai mare pe lângă El. Dimpotrivă, Ioan 6 cu 65, ascultați ce spune Biblia. Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, Ioan 6 cu 66, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus ce-o zis către ei? Bă, vă rog frumos, nu plecați, zice că rămân singur. Închidem biserica cu 12, nu mai rost mai face rugăciune dacă suntem numai 12. Și-o zis Domnul. Iubiții mei, s-a întors Dumnezeu spre Domnul Iisus pe ceilalți 12 și-o zis, voi nu plecați, zice. Știți ce e interesant? O cântat orchestra o cântare care m-a făcut să predic asta. O cântat orchestra o cântare care a spus, caut un om. Un om în întreaga țară. Aveam 9 ani când am cântat cântarea asta în biserică cu fratele meu. Nu mai știu ce ne-au promis părinții că ne dau dacă o cântăm în biserică. Nu mai știu să vă spun. Ce știu este că la 14 ani am ieșit în față la stăruință și am zis, Doamne, vreau să fiu omul acela. La 17 ani am îmbrăcat o haină albă și am zis, Doamne, vreau să fiu omul de care Tu să te folosești. Caut un om, a zis Domnul, un om în întreaga țară. Iubiții mei, știți ce e interesant? Iisus Hristos a hrănit 5.000 de oameni. Apoi o trimis în misiune 70. Apoi o rămas cu 12. În seara cinei o rămas cu 12. Când o mers în Ghețiman să se roage, o rămas cu 3. Și ăia 3 au dormit. Și când o mers la cruce, o rămas cu 1. Nu vi se pare interesant că pe măsură ce te depărtezi de
ulei, zahăr, făină, sănătate, loc de muncă, bani, case, vile, piscină. Și te apropii de coroană de spini, săbii, suferință, cruce, mulțimea devine tot mai mică. Nu vi se pare interesant lucrul ăsta? Pune, te rog, Isaia, capitolul 6 cu 8. Isaia, capitolul 6 cu 8. Într-o zi, Moody a luat Biblia și a deschis-o aici. Unul din cei mai mari evangeliști ai istoriei bisericii, ai creștinismului. O citit Moody și a spus așa: am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, a zis Isaia, iată-mă, trimite-mă. A luat Moody un pix și lângă versetul ăsta în Biblie a scris următoarele cuvinte: eu sunt doar unul, dar sunt unul. Nu pot să fac totul, dar pot să fac ceva. Și ceea ce pot să fac, prin harul lui Dumnezeu, voi face. Am văzut oameni care au zis, frate pastorul, eu m-am botez anul ăsta, dar să nu fiu singur la botez, dacă mai este cineva. Așa parcă nu, e și cu ciudat să vii tu singur. Dar la biserică la Deva am avut un botez acum câțiva ani. Toate surorile, toți băieții, toți bărbații aveau cămașă călcată, pantalonii călcați, rochia perfectă. Una din fete avea rochia mototolită. Zici că atunci o scos-o din mașina de spălat. Am dat cu umărul în păstorul meu și am zis, frate păstor, fata asta cum arată în halul ăsta? Și-o zis, Cristi, n-o judeca. Taci din gură, zice. Ea a fugit azi dimineață de acasă ca să facă botezul. O luat haina, cum a apucat. Dacă și-ar fi băgat călcătorul în priză sau calce, ar fi oprit-o taică-s-o și maică-s-o să mai vină. N-o judeca, nu te grăbi să spui lucruri greșite. Ea e doar una din familie. Mă uit și astăzi în biserică și o văd câteodată rugându-se cu lacrimi. Și de ce? Pentru că ei au făcut ceea ce puțin fac. Doamne, chiar dacă suntem puțini, vreau să fiu cu Tine. Chiar dacă sunt singura din familie. Iubiții mei, Hristos și-l Sfânt spunea doar după 17 ani de pușcărie, Te va cunoaște în sărăcie, nu în belșug. Căci mulți au stat, uitați-vă bine, în seara asta e o masă frumoasă aici și suntem mulți. Câți vom fi mâine în spitalele din Timișoara? Câți vom fi mâine oamenii care vom vizita un copil fluture? Câți vom fi mâine oamenii care vor trage la joc? Căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la joc. Să nu uiți, atunci când ești singur, atunci când spui suntem puțini în biserica noastră, frate, îmi spunea asta la cineva din Libri, frate Cristi, vreo 15 suntem numai. O mână de oameni. Iubiții mei, nu contează cât sunteți, contează că e Dumnezeu cu voi. Amin. 2. În al doilea rând, o altă promisiune pe care Domnul nu ne-a făcut-o niciodată, știți care a fost? Iisus, niciunde în Biblie nu ne-a promis că lumea o să ne iubească. Arătați-mi, vă rog, un verset unde spune Biblia că lumea o să vă iubească. Dimpotrivă, Ioan 15 cu 20, Biblia spune așa: aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul, Ioan 15 cu 20, robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor aplauda. Și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru, îl vor păzi. Unii pentru asta nu vă pocăiți. O n-ați făcut încă pasul botezului. Și de ce? Față de dacă mă pocăiesc, o să mă înjure ceilalți. Auzi, dacă te înjură toți și Dumnezeu te laudă, ai câștigat totul. Dacă te laudă toți și Dumnezeu te respinge, spuneți-mi, vă rog, ce am câștigat? E logic că Iisus Hristos ne-a spus, o zis pe mine, m-a prigonit. Mâine e Halloween, nu? Să vă ferească Domnul să-l sărbătoriez. Da? Mâine e Halloween, când o predica Ștefan, știți că n-avea mască de drac, nici nu era pui de drac, nici pui de drac, știți? Ștefan, zice Biblia, că avea o față de înger. Avea o față de înger. Vreau să vă întreb, îi suportă pe îngeri oamenii și lumea? Am fost în Chicago cu frate Strugariu, aproape fiecare casă de Halloween avea pânză de păianjeni în față, drăcușori din ăștia, manechin din ăștia, știți? Iubiții mei, știți ce m-am gândit astăzi? M-am decis astăzi să fiu o speritoare pentru diavolul în tot timpul anului. Să sper eu pe diavolul. Ce ziceți? Să fac sandwich-uri la orfani. Îl sper eu pe diavolul cu asta. Șoc face, infarct face. Câtă vreme stai cu telecomanda în mână, nu-l speri pe diavolul, ascultă-mă.
Câtă vreme spui, bă, dar ce fain face strugariu, o să dau și eu un like la postările lor. Nu-l sperii pe diavolul, Pătros. Iubiții mei, avea Ștefan față de înger. O luat ăștia petre de jos și o lovit în Ștefan. Ce-a făcut Ștefan? Mă, cum ești tu, mă, de Berexeu ești, așa, e? Las că vorbesc de cu maica ta, mă, fie-ți rușinea, mă, să-ți fie. Așa auzi Ștefan? Nu. Nu așa auzi Ștefan. O zi Ștefan, voi să loviți. Că lumea, eu știu, o zi Ștefan, după ce m-a spus Domnul Iisus, lumea nu ne suportă. Eu mă uit în sus și când s-a uitat în sus, a văzut cerul deschis. Și pe Domnul Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Iubiții mei, știți cum e mesajul ăsta? E un mesaj în care vă spun deschis. Dacă vă pocăiți, lumea o să vă urască. Dacă lumea nu vă urăște, vreau să vă spun că Dumnezeu pe care îl slujiți nu-i Dumnezeu adevărat. Știu că nu vă place predica asta. Azi dimineața am predicat-o la noi, Ianis, băiatul de 7 ani, a fost ochi și urechi. Lucas, de 5 ani, o dormit toată predica. I-am întrebat la final cum a fost predica. Au zis, Lucas, superbă a fost lucrurile. Extraordinar a fost predica. Deosebită. Și de ce? Că la o predică faină dorme. Știți? Eu vreau astăzi să nu vă placă predica. Că eu nu mă duc la medic să-mi placă ce-mi spune medicul. Dar ascult de el și mă pot vindeca. Doamne, vorbește-ne în seara aceasta. Prea mulți, știți cum vor să pocăiască? Așa, nu știu cum, să ridice mâna așa, să nu mă filmeze, zice, așa un pic, știi? Să nu mă vadă oamenii, știi, m-am pocăit. Auzi, dacă se poate să umble exact cum am fost înainte, să vorbesc ca înainte, dar totul să fiu pocăit, nu e adevărat. Nu. Iubiții mei, o zis Domnul Iisus Hristos, dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Ești prigonit de cei din jur. Mi-aduc aminte de străbunica mea când s-a pocăit. Își lua hainele sâmbătă seara din casă, așa pe furiș le ducea în șură și le băga sub fân. Dimineața merea în șură și se schimba și fugea la biserică. La 12:30 unul când venea acasă, bunicul mi avea un par. În fiecare duminică o bătea. Așa a venit pocăința până în 2022, iubiții mei. Așa a fost pocăința. Când vedea bunica mea că se străbunica mea că se termină programul, o tare să necăjea, că știa ce urmează. El plăcea să mai stea. Acum, dacă depășești, îți facă ăștia reclamă la filială. Dacă depășești, stai la meci, nu-i problema. Mă bucur că la voi s-au depășit serile astea. Slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul. Iubiții mei, într-o zi, o zis străbunicul meu, calcă-mi și mie cămașa. Vin și eu la biserică. Că dacă Dumnezeul ăsta, pentru care tu iei bătaie, dacă tu nu te lași de Dumnezeu ăsta și ești așa de încredințată că calea pe care mergi este calea cea bună, înseamnă că ăsta e Dumnezeu adevărat. Lăsați-i să dea cu pietre în voi să vă bată să facă ce vor. Într-o zi, Dumnezeu îi poate trezi și pe ei. Dar fii tu omul care să nu dai înapoi cu pietre. Fii tu omul care să spui, Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Drumul tău să-l urmezi în fiecare zi. Până în ziua când la cer mă vei chema, Doamne, sunt aici, la dispoziția ta. Să știți că viața de pocăință și viața spre cer și umblarea noastră spre cer cere sacrificii. Frate, știți, dar mântuirea e gratis. Mântuirea e gratis, slujirea costă. Mântuirea e gratis, dar slujirea costă. Unul din cei mai mari americani, cei mai buni misionari ai Americii, Adoniram Judson, se gândea să plece în misiune în India. S-a uitat într-o zi peste fetele din biserica lui, peste fetele din alte biserici. Își dorea o fată care să vină cu el în India. O găsit-o, o vorbi cu ea și apoi o scris o scrisoare la viitorul lui socru. Ascultați cum sună scrisoarea. Acum trebuie să vă întreb dacă puteți consimți să vă despărțiți de fica voastră la începutul primăverii viitoare pentru a nu o mai vedea pe această lume. Dacă puteți consimți la plecarea ei și la supunerea ei la greutățile și suferințele vieții misionare. Dacă puteți consimți la expunerea ei la pericolele oceanului, la influența fatală a climei de sud a Indiei, la orice fel de nevoi și necazuri, la degradare, insultă, persecuție și poate o moarte violentă. Puteți să consimțiți la toate acestea de dragul celui care a părăsit casa lui cerească și a murit pentru noi, pentru ea și pentru dumneavoastră? Puteți să consimțiți la toate acestea în speranța de a o întâlni în curând pe fica dumneavoastră în lumea slavei?
încoronată de cununa neprihănirii, strălucind în aclamațiile de laudă pe care le va aduce Mântuitorului ei, prin gurile păgânilor mântuiți, prin slujba ei, din eternele vaiete și disperare. Aveți fete aici, unii dintre voi, și eu am acasă 3 fete și 4 băieți. Dacă v-ați scrie o scrisoare un tânăr în 2022 din România, v-ați da fata la un astfel de băiat? Gândiți-vă și nu vă grăbiți să vă răspundeți. Că știu că dacă vă scrie ăla cu BMW, imediat vă dați fata. Dacă vă scrie ăla care are în Dubai investiție, imediat poate vă dați fata. Știți ce a zis omul ăsta? De când fata mea s-a născut, am pus-o în brațele lui Dumnezeu. Nu ne-am dorit să trăim pentru noi, ci pentru alții. Ateul trăiește pentru el, creștinul trăiește pentru aproapele lui. De-aia am făcut miros de cer, iubiții mei. Nu că n-aveam din ce trăim. Nu că n-aveam din ce să facem. Eu lucrez în informatică, ei lucrează în construcție și câștigau milioane pe zi. Dar am înțeles într-o zi că viața adevărată e viața de slujire, de sacrificii. O luat Edonii Ramjasân, fata aceasta, cu acceptul socrului ei, socrului lui, tatăl ei, și au plecat în India în 1812. Au fost împiedicați să lucreze în India, de aceea soții Jackson au navigat spre Myanmar. Ana a făcut o muncă de evangelizare colosală, a adoptat fete orfane, a educat copii. În 1824 a izbucnit războiul dintre britanici și birmani, iar Adonii Ramjasân a fost arestat împreună cu alți străini. Ana i-a salvat viața făcând lobby pe lângă oficialii guvernamentale, aducându-i mâncare în pușcărie și făcând presiuni pentru libertatea lui în următorii 2 ani. După victoria britanică și eliberarea lui Adoniram, ea a murit epuizată de persecuții, de responsabilitățile familiale și misionare care au copleșit-o în timpul în care el a fost închis. Fiica lor a murit la 6 luni după moartea ei. Și ce-a făcut Adoniram Jackson? Le-a mormântat pe amândouă și a zis: voi sluji cu mai multă dedicare Dumnezeului meu. Vă rog frumos eu vă întreb acum și vă rog să răspundeți în inimile voastre, ortodox, penticostal, baptist sau ce sunteți. Ce spuneți de creștinismul ăsta comparat cu creștinismul lui 2022? Am văzut oameni care îi doare măseaua. Frate păstor, nu pot veni, mă doare măseaua, nu pot veni la biserică astăzi. Uitați-vă la oamenii acestea. Ana Jackson e considerată cea mai influentă misionară americană care a trăit pe acest pământ și a trăit puțin. A trăit puțin. Dar știi ce ne învață Albina? Că nu trebuie să trăiești mult. Trebuie să trăiești cât ai de trăit, dar să lași în urmă miere. Că dacă trăiești 120 de ani și lași în urmă cu noi, n-ai făcut nimic. Vreau să te întreb astăzi, cât te costă pe tine umblarea cu Dumnezeu? Te aplaudă colegii de clasă? Te aplaudă șeful? Te aplaudă lumea? Când glumești și vorbești imoral ca și ei, când te uiți la aceleași lucruri unde se uită ei, te aplaudă, înseamnă că nu ești convertit. Iubiții mei, 2 Timotei 3:12, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Prigoniți. Iisus ne avertizează, Matei 10:32, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Matei 10:33, dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor. Auzi, de ce nu fumez? Mă dor plămâni. Nu bei, mă întoare ficat dacă beau. E frică să, e rușine să zică că e pocăit, că e creștin, nu? Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înainte de Tatălui meu, care este în ceruri. Iubiții mei, dacă vă pocăiți, o să fiți puțini. Cei care se pocăiți cu adevărat sunt mai rar ca aurul curat. Dacă vă pocăiți, ascultați-mă bine, lumea o să vă urască. Și 3. Știți ce nu ne mai promis Iisus? Iisus nu ne-a promis succesul după criteriile împărăției de aici. Iisus nu ne-a promis niciun de fericire maxim aici, funcții înalte aici, sănătate toată viața, fără diabet, fără cancer, punga plină de euro în fiecare zi și toate astea. Nu. Asta își dorește lumea. Cele mai faine haine, cele mai mulți bani, cele mai tari case, cele mai tari mașini. Asta este standardul lumii. Cele mai înalte funcții, dacă se poate să cal peste tot, să ajung sus. Din potrivă, Iisus Hristos în Luca 9:23 ne spune așa: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede. Ați auzit vorba aia? Auzi, tu știi cine e ziua, mă? Ați auzit vorba asta?
No, fiți atenți ce vă spun eu astăzi. Omul ăla care spune asta nu a trecut pe la Luca 9:23 și nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Ați auzit vorba aia? Tu știi pe ce ne-am eu la primărie, mă? Praf ce fac, mă? Ați auzit-o? Eu am auzit. M-a spus și mie cineva, tu știi cine ești? Am zis, da, știu, un bulgar de pământ. Atât ești, mai mult nu ești. Iubiții mei, în momentul când mă duc după Iisus Hristos, spune Biblia aici, să se lepede de sine în fiecare zi, să-și ia crucea și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine. Unii își pierd viața pentru jocuri de noroc, alții își pierd viața pentru amante, alții își pierd viața pentru pornografie, alții își pierd viața pentru ce vreți voi. Puneți voi lista că e mare. Singura pierzanie a vieții care merită, a zis Domnul, oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Iubiții mei, lumea pune preț pe ceea ce poți să strângi. Iisus pune preț pe ceea ce poți dărui. Lumea pune preț pe imagine. Iisus pune preț pe caracter. Lumea are criteriile ei, dacă ești în cercul lor de prieteni, dacă știi să joci ca și ei, dacă știi să tragi țepe cum trag ei, dacă știi să faci un vârtel cum fac ei, dacă știi să dai kilometri în spate cum dau ei. Iisus Hristos are în împărăția lui criteriile lui. Lumea pune preț pe fotografii, pe locul din față, popularitate. Iisus Hristos pune preț pe slujire, pe locul din spate, pe smerenie. Matei, Marcu, 10:43. Dar între voi să nu fie așa. Oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să fie robul tuturor. Iubiții mei, de prea multe ori căutăm să vedem ce spun cei de lângă noi. Ce părere are? Am văzut fete care și-au pus o poză pe Facebook, nu au putut să doarmă până n-au primit câteva comentarii sau like-uri de apreciere. Știți că ultimele cuvinte nu o să le aibă oamenii pentru noi. Ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu. Și la unii le va spune vino și la alții le va spune du-te. Și poți să ai 1 miliard de euro, nu poți să-l mituiești pe cel care-i dreptate de săvârșită 100%. La judecată, iubiții mei, Iisus Hristos nu va spune bine pastor bun și credincios, bine dirijor de cor bun și credincios, bine învățător bun și credincios, bine patron bun și credincios, bine primar bun și credincios, bine angajat bun. Știți ce va spune? Bine rob bun și credincios. Dacă v-aș întreba în seara asta câți vreți rai, eu mi-am ridicat toți mâinile, câți vreți să fiți robi? Așa e că sună de diferit. Ești prostul tuturor, mă, așa îmi spun unii. Dar nu vezi că alții profite, mă, de voie, mă, zice. Nu vezi, mă, zice. Iubiții mei, într-o zi vreau să-mi spună Iisus Hristos, bine, rob bun și credincios. Știți că robul când se scoală dimineața, nu mere la stăpân și comandă. Mere la stăpân și spune, ce vrei să fac astăzi? Și dacă stăpânul spune, mâine zi e liber și vizitez reanimarea de la județean, robul spune, așa fac. Bun, dar pierd 200 de euro. Nu mă interesează. Eu așa fac, că-s rob. Iubiții mei, câți oare mai vrem să fim robi? Vedeți ce diferit e mesajul lui Iisus când îl predici biblic? Când nu place ochiului sau urechii? Bine, rob bun și credincios. Într-o zi James Calvert a mers ca misionar la canibalii din insulele Fiji. S-a îmbarcat el și încă alți misionari împreună cu el și au plecat cu corabia spre insulele Fiji și s-au stârnit discuții aprinse între el și capitanul și ceilalți de acolo care râdeau de ei. Și la un moment dat capitanul a zis așa, îți vei pierde viața ta cât și a celor care sunt cu tine dacă vei merge așa la sălbatici ăștia. Fără arme, fără nimic care să te poți apăra, numai cu Biblia, numai cu Evanghelia, zice. Ascultați ce a spus James Calvert. Am murit înainte să venim aici. Și ce am făcut noi, iubiții mei? Am acceptat pe mulți în bisericile noastre, și ortodoxe, și pentecostale, și baptiste, care nu au murit. O zis, Doamne, dacă ai murit, poți să vii după mine. Tu ai murit? Ce înseamnă să mori? Înseamnă că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iubiții mei, succesul din perspectiva lumii, vi l-am descris mai înainte cum arată. Știți cum arată succesul din perspectiva lui Dumnezeu? Un om care pansează o rană. O zis Iisus Hristos, a trecut preotul și levitul. Putea să zic că Iisus Hristos, bă, așa că e tare, fain avea levitul ăla.
Dar ce Biblie, auzi, avea aia cu cuvintele Domnului în roșu, avea ăsta, preotul. Ce ebraică și greacă știa, mă, pe spate de ea, nu. O zis Domnul către ucenici, nici nu stau să mă uit la aia care trec mai departe. Vreau să vă spun ceva, o zis Domnul Iisus. Un samaritean n-avea nicio legătură cu iudeul ăla, nici n-ar fi trebuit să se oprească după legile care erau atunci. S-a oprit un genunchiat. Și nu a zis, mă, cum ai ajuns aici, mă? Nu. Nu zic, dar ce căutai la 10 seara pe afară? Am văzut mulți care fac interogatorii și puțini care pansează răni. Am văzut din aștia. S-a plecat samaritianul, o scos ce avea la el, l-a luat, l-a pansat, l-a îngrijit, l-a dus la Han. Știți ce a făcut când a ajuns la Han? N-a zis, frate păstor, să mai facă și alții. O zis așa, eu plec. Ai aici doi bănuți. Dacă depășește ăștia, când mă întorc să știu un lucru, dator n-am rămas nimănui și nu voi rămâne. Eu plec. Iubiții mei, samariteanul ăla care a plecat, se întoarce într-o zi. În seara asta aici, la Sân Mihai, o românii, un han de poposire. Și aici, la Sân Mihai, o română, astăzi avem oameni care au trecut prin probleme, prin necazuri, care au trecut prin relații distruse, care au trecut prin eșecuri, prin falimente. Vreau să vă spun astăzi că sunteți la locul cel mai potrivit. Succesul din perspectiva lui Dumnezeu nu înseamnă să stai în cea mai tare mașină din România și să dai comenzi la alții. Succesul înseamnă să iei ștergarul și să te apleci și să cureți noroiul de pe picioarele altora. Asta a făcut Domnul Iisus în seara cinei. Asta sunt chemat să fac eu și să faci tu. O mers Tereza, Maica Tereza, o mers în India și se ocupa de leproși, ea atingea pe leproși. A venit un reporter la cravată, la costum din America să ia interviu. O zis, dacă oprim pe asta la interviu, mai vindem ceva ziare bune. Și o stat la distanță, zis, nu mă pot apropia, zice, că nu cumva să mă infectez, zice. Dar totuși, o zis reporterul, eu nici pentru $1,000,000 n-ar face ce faceți dumneavoastră. Și o zis Maria Tereza, o zis Maica Tereza, pentru $1,000,000 n-aș face nici eu, dar pentru Iisus o fac. Pentru El o fac. Pentru El cresc prunci ăștia, pentru El pansez răni, pentru El schimb cămașa după soțul meu care e bețivan. Avem la noi la biserică o soră de 35 de ani. De 35 de ani soțul nu i-a dus o floare. Am pus la WhatsApp la mine într-o zi o poză frumoasă cu mine, cu soția și cu niște flori. Și m-a dat mesajul și a zis, de Cristi, ce m-aș bucura să pot spune și eu astfel de poză la WhatsApp. Am un soț care mă bate de 10 de ani, care e violent, care bea și totuși eu trebuie să fac ceva, să-i spăl hainele, să-i spun te iubesc, să-i fac mâncare, să-i o pun caldă în față și așa mai departe. Știți că sunt astfel de oameni care în ochii lui Dumnezeu, dacă îi pune pe Instagram, nu le-ar da nimeni like-uri. Că n-are poștă de 2000 de euro cum au ăia care se afișează pe Insta. N-are nici ochelari de soare chiar dacă plouă afară. N-are nici concedii nu știu pe unde. Dar în ochii lui Dumnezeu astfel de persoane ori ajuns pe cele mai înalte trepte ale slujirii. Succes din partea lui Dumnezeu după ce te-ai pocăit nu înseamnă să mănânci popcorn. Azi la noi la studiu le-a dat popcorn la prunci. Era bucuros de la pruncii mei. Zice, să vă ferească Domnul să mâncați popcorn, zic. Avem destui care mâncă popcorn în biserici. Țin scorul. Cea mai faină seară de evanghelizare și ei spun care a fost cea mai faină seară. Dar nu au zis, auzi, cât mă costă pe mine? Pe mine cât mă costă? Bă, sponsorizez eu mâncarea la final, nu zice. Vezi că predicatorul a strigat cam tare. Prea mult s-a mișcat, zice. Prea mult s-a mișcat. El nu s-a mișcat deloc, el a ținut scorul. O mânca semințe, popcorn. Știi ce spun? Iubiții mei, vine o zi când Dumnezeu nu va răsplăti pe ăla care stă în tribună, ci pe ăla care spală pe jos. Vine o zi când Dumnezeu nu va răsplăti pe ăla care o dat indicații la alții ce să facă și care au venit numai la evenimente, ci Dumnezeu va răsplăti pe ăla care a dus lingura la gura unui bolnav care nu mai putea să-și o ducă. Ești omul de succes în ochii lui Dumnezeu? Lumea pune preț pe râs, pe divertisment, pe chefuri și pe distracții. Dacă plângi, în ochii lumii ești un om slab. Dumnezeu spune, dacă râzi, ești slab. Dacă plângi, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Iubiții mei, lacrimile sunt expresia sincerității, să știți. Mândru nu plânge, tupeistul nu plânge, îi face pe alții să plângă din cauza lui.
Când ai plâns ultima dată în prezența lui Dumnezeu? Mi-aduc aminte de Maria, după înviere, spune Biblia că Iisus Hristos trebuia să aleagă. La cine să mă arăt prima dată după înviere? Că o să rămână în istorie lucrul ăsta. Bă, tu ești primul sau prima care l-ai văzut pe Iisus prima dată. V-ați gândit la lucrul ăsta? Eu dacă eram în locul Domnului, eram la Pilat. N-au nemer Nicule ce zici? Cine a câștigat? Sau mergeam la preoți, nu? Ce ziceți? Iubiții mei, Iisus Hristos nu a făcut asta. Știți ce a făcut Iisus? O venit Petru și Ioan la mormânt, a văzut că e gol și ca și cei mai mulți români, au plecat acasă. O zis, putem în cabine că e gol mormântul. O zis, Maria, nu pot să mănânc bine, că pe mine nu mormânt gol m-a salvat, ci un Iisus viu. Eu de aici, din fața mormântului, eu nu plec până nu-mi spui unde l-ai pus. Și au auzit niște pași că vineau în spate și au crezut că e grădinarul. Avea acest obicei, grădinarul. Lua pe unul dintr-un mormânt, îl băga în altul. Depinde cum cădea, cât era scor, știți? Și au zis, domnule, înțeleg că mutați trupuri moarte. Dacă l-ați luat, spuneți-mi unde l-a spus. Că am văzut că e gol mormântul. Și atunci grădinarul din cer, Iisus Hristos, a strigat-o pe nume Maria. Și i-au zis, rabuni. Iubiții mei, lacrimile, căderea aia pe jos, zdrobirea, smerenia, falimentul în care ești, despărțirea pe care ai trecut, durerea aia, ascultați-mă bine, durerea aia, Dumnezeu o folosește pentru ridicarea ta. Spunea azi un culturist, un om mare în România, nu pot să spun multe detalii că se înregistrează, aștept însă ca ceea ce am vorbit astăzi să se producă. Dacă el se pocăiește, va fi un cutremur bun în țara asta. Îmi spunea, domnul pastor, am fost invincibil, am medalii luate la culturism pe națională, am medalii luate în Spania, am tot ce vreau, am avut tot ce vreau. Ceva lipsește, a zis. Și Dumnezeu m-a luat și m-a dat de pământ, a zis el. Cu toți mușchii mei n-am putut să rezolv. Când bunica mea, când mama mea a fost în spital, zice el, și eu a zis, doctorii, ai cancer. Cunoșteam toți doctorii și aveam bani să salvez oricât. Și m-am dus, făcut acolo, am vorbit cu toți și mama a murit. Mi-am dat seama că cel care i-a învins pe toți nu sunt eu, ci Dumnezeu. Și m-am plecat pe genunchi, o zis el. Am zburat recent din altă țară și acolo cineva m-a spus despre dumneavoastră în avion. M-am plecat pe genunchi, am început să ascult predici și vreau să fac o schimbare. Pentru că zdrobirea lui Dumnezeu întotdeauna înseamnă ridicarea ta și ridicarea diavolului întotdeauna înseamnă zdrobirea ta. Mă apropii de încheiere, iubiții mei. Am înțeles că românii n-au nevoie de predici lungi, că știu ce să fac. Știu ce să fac. Vreau să închei cu acea seară care a rămas în istoria lumii, 1912, 14 aprilie. John Harper s-a născut în Scoția și la 25 de ani a ajuns păstorul unei biserici de 30 de oameni, care în scurtă vreme a ajuns la 500 de oameni. În 1912, la 39 de ani, John Harper primește o invitație să meargă să predice în Statele Unite într-o biserică din Chicago. În 11 aprilie, împreună cu fiica sa de 6 ani și o nepoată de-a lui, urcă pe Titanic. Soția sa a murit de câțiva ani, a rămas văduv și a luat fata, nepoata s-au îmbarcat. Pe acest vas erau mulți oameni de afaceri, mulți oameni cunoscuți în Anglia, încă de la început. John, ce credeți că începe să facă? Ceea ce știa el să facă, să evangelizeze pe alții. Însă cei mai mulți l-au respins. Pentru că predica care v-am spus e adevărată. Îs puțini cei care umblă cu Dumnezeu. Cei mai mulți au zis, jucăm cărți, jucăm șeptic acum și tu vii cu Evanghelia, lasă-ne în pace, mă. În 14 aprilie, pe când majoritatea dansau în sala de bal și jucau cărți, John a dus-o la culcare pe fiica sa și a îngenunchiat lângă patul ei să se roage. Să se roage. La ora 23:40, vasul Titanic a lovit icebergul acela și vasul începe să ia apă. Când pasagerii își dau seama, pe navă se instalează panica. La auzul sirenei, John și-a trezit fica, a învălit-o într-o pătură și a urcat pe puntea superioară. Văzând ce se întâmplă, i-a dat fica în grijă nepoatei și pe amândouă le-a pus în barca de salvare numărul 11. John a înțeles
că nu-și va mai vedea nici fiica, nici nepoata, niciodată. Vestea sa de salvare, care i-a fost atribuită, a refuzat-o și a dat-o unui alt pasager și i-a spus să urce în barcă. Astfel, el s-a lipsit pe sine de orice șansă de supraviețuire. Înțelegând că mai are puțin timp la dispoziție până când vasul se scufundă, a început să ia pe la rând pe toți oamenii panicați și să-i întrebe, ești mântuit? Vedeți, nu i-au întrebat câți bani ai, dacă ai asigurare, nu știu la ce firmă, cât aur ai acasă, ce funcții ai, ce mașină, nu. O zis, ești mântuit? La ora 2:40, când Titanicul începe să se scufunde, John a sărit în apa rece a Oceanului Atlantic. Peste 1000 de oameni care n-au încăput în bărțile de salvare se zbăteau în apa rece a oceanului. Evangelizarea s-a mutat de pe punte în apă. Așa că e fain aici la noi. Cald, frumos. Gândiți-vă ce înseamnă să faci evangelizare în apă rece. John reușește să se agațe de o bucată de scândură și începe să înoate către oamenii din jurul lui și să le pună aceeași întrebare. Ești mântuit? La 4 ani după această noapte, într-o bisericuță din Canada, un bărbat s-a ridicat în picioare și a spus, domnul pastor, am și eu câteva cuvinte, dacă îmi dați voie. Și pastorul a zis, te rog. Și el a zis așa, sunt unul din cei 6 oameni care au supraviețuit. S-au fost culeși din apele rece ale oceanului, pe lângă cei care erau în bărci și care au plecat înainte. În acea noapte, când 1517 oameni au înghețat și au fost înghițiți de apele oceanului, când mă zbăteam în apă, în mijlocul strigătelor și suspinelor, am auzit vocea unui bărbat care a strigat de departe, ești mântuit? Iar eu am strigat și eu cât am putut, nu sunt mântuit. Deodată un val l-a acoperit și s-a scufundat, după un timp a ieșit la suprafață și din nou a strigat cu o voce slabă, ești tu mântuit? Și am răspuns nu. Atunci el a strigat pentru ultima dată, crede în Domnul Iisus și vei primi mântuirea. Frate păstor, a venit un val, l-a luat, l-a dus la fund și nu l-a mai văzut niciodată. Eu sunt ultimul rod al pastorului John Harper. Cât de mult se seamănă lumea de azi cu Titanicul, nu vi se pare că e o asemănare bună? Lux, mândrie, bani, faimă, dar există o mică problemă, știți care? Spărtură. Pe măsură ce ne apropiem de finalul istoriei, spărtura devine tot mai mare. Și totuși, în mijlocul acestor lucruri sunt oameni care își văd mai departe de chemarea lor, propovăduind celor care mor. Când Titanicul a plecat în prima lui călătorie pe mare, la bordul acestuia erau 3 clase de pasageri. Bogați, clasa de mijloc și săraci. După tragedie, la compania White Star din Liverpool, Anglia, în fața clădirii principale, s-a așezat o placă cu doar 2 clase de pasageri. Cei care au fost salvați și cei care au fost pierduți. Închei scurtele mele cuvinte și modestele mele cuvinte. Spunându-vă asta, să nu vă mai acățați de ceea ce Iisus nu a promis. Iisus nu a promis niciodată că o să fim puțini. Iisus nu a promis niciodată că lumea ne va iubi. Și 3. Iisus nu a promis niciodată că vom avea succesul pe care l-au oamenii care merg spre iad. Însă Iisus ne-a promis ceva. Că dacă este cineva în seara aici, asta aici care vrea să se pocăiască, e gata să-i dea mântuire. De asta s-a cățat cel care era acolo în apă. Și a zis, nu sunt mântuit. Vreau să crede astăzi și vreau să-mi schimb viața. Nu ne-a promis Iisus, iubiții mei, că până la 96 de ani nu o să avem nici diabet, nici tensiune, nici cancer, nimic. Dar știți ce ne-a promis? În lume veți avea necazuri. Îndrăsniți. Eu am biruit lumea. Nu ne-a promis Iisus Hristos că vom fi ținuți pe mâine aici, pe palme. Că la fiecare colț o să stea oamenii și o să ne aplaude pentru că predicăm adevărul. Nu. Dar știți ce ne-a promis? Că acolo în cer avem și noi o casă. Avem și noi un loc. Și cei care slujesc și pansează răni și spăl pe picioare pe alții și sunt gata să se aplece și sunt gata să ridice pe cel căzut între tâlhari de acolo din tine, din noroi, o zis Domnul, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia, nu după religia lui,
Nu după secretariatul de la biserică, ci după fapta lui. Care sunt faptele tale astăzi? Am văzut mulți care nu s-au pocăit exact din cauza acestei predici. Domnul pastor, dacă aș fi mai mulți, m-aș pocăi și eu. Dacă m-ar aplauda cei din jur, dacă ar veni cu flori la botez toți, m-aș pocăi și eu. Iubiții mei, bogați, nobili și înțelepți, spunea cântarea, cu tine nu sunt mulți, ci cei ce poartă lui, dispreț pe dealuri, văi și munți. Vreau, frate Strugăriu, să vin în față să cântăm o cântare. Am o datorie în seara asta, pentru că e ultima seară de evanghelizare. Am o datorie să întreb dacă este cineva care vrea să se aghețe de promisiunea salvării lui Iisus, dacă este cineva care încă nu a făcut legământ cu Domnul, copii, tineri, bătrâni sau familiști, dacă vreți să vă ne rugăm pentru voi cu frații slujitori de aici, haideți aici în față, în genunchiați. Mai spun ceva până începe cântarea. Aveam 14 ani când la o biserică din Arad s-a făcut această chemare. Am zis, nu ies. Însă nu știu cum s-a făcut, că în 5 minute eram în față, plângeam și am îngenunchiat acolo. De atunci, Dumnezeu m-a chemat la El. Mi-a dat o haină albă, mi-a scris numele în cartea vieții, m-a binecuvântat cu o familie deosebită și cu o slujire frumoasă. N-am spus ușoară, am spus frumos. În seara asta, poate zici, mă mai gândesc. Poate zici, când mai vin Strugăriu din nou, atunci. Îți reamintesc. Noi tot puțin o să fim, să știți. Când o să ningă de jos în sus, nu o să plece 8 miliarde de oameni. O să plece o mână din fiecare sat, poate, sau din fiecare oraș. Eu vreau să fiu printre ei. Hai să ne ridicăm.